dimensiune care sunt marginale astăzi și care de fapt sunt atât de importante. Făcând o călătorie așa mentală în domeniul cunoașterii, am găsit așa, ca linie de tren al lui Paulescu, știți? Asta așa și asta așa. Și aici, zic, e copilul neterminat al rațiunii Stephen Hawking, care zice gândirea totală, gândirea lui Dumnezeu. Știți ce spune gândirea lui Dumnezeu? Prima greșeală. Deci, Doamne, tu anchetezi și interoghezi creația. De fapt, te miri în fața ei. Te miri. Nu vrei să cunoști? Sunt trei, este cunoscutul, necunoscutul și incognoscibilul. Numai că ăștia s-au gândesc binar. Tot ce este cunoscut și tot ce este necunoscut va fi cunoscut. Sigur că dacă știința de astăzi a fost niște pași uriași. Nici nu concepeam ca lucrurile care le știe știința de astăzi să le știe. Dar sfera incognoscibilului ei nu o cunosc. Dorința de a lua incognoscibilul, o să vedeți în creația populară, e cu sancțiuni. Și o să vedeți cum se transformă sancțiunea concret. Concret, acum, în anul 2008, când se trece peste intuiția țăranului român, și nu numai, că și Orientul, tot Orientul gândește în sfera incognoscibilului. Dar noi gândim acum omul răsăritar. Și îl vedeți aici pe Stephen Hawking, care substituie creatorul. Nu numai că le anchetează creația, și că le anchetează vă creatorul. Zice, creatorul sunt eu. Vom ști gândirea Dumnezeu. Și vedeți în partea altă pe noi mai modești, așa mai amăriți, cu profesorul Paulescu, care spune, omul de știință nu trebuie să se întrebe dacă există Dumnezeu. Omul de știință trebuie să știe că există Dumnezeu. Și dintr-o dată ne-am amplasat în altă sferă a ființialității. Vedem într-o parte o obrăznicie de tip pozitivist și le urez succes în continuare în victoriile stahanoviste științifice. N-ați zis că și la Discovery ăștia știu mai mult decât șopârla. Ei vorbesc mai mult decât șarpele, îl scuipă, se scuipă cu el, îl agresează. Și ce înseamnă o cobră în ei? Pentru că îi crește box office dacă și mușcă. E spectacol. Cobra trebuie lăsată ea. Dacă o filmezi, nimeni n-a băgat. Sat Marie făcea niște filme pe Roman Șoșescu extraordinar. Filma ursul. Și îl vedeai, domnul. Și spunea din când în când cu un cuvânt. Și tu acolo îl vedeai pe Moș Martin. În lumea lui. Și îți transmite așa, își mânca o fragă, o zunză, o ceva. Ăsta vorbește tot timpul. Uitați-mă, Sel, are două carii. Acum trebuie dezvoltat. Este, domne, studiu biologic are o anumită și o anumită vocație. Eu vă spun acum de această curiozitate. N-ați văzut că se bagă în tunel cu două șopârle care se fecundează. Șopâr la tată pe șopâr la mamă. Și dă-i și filmează. Lucruri care sunt dezintimizări în spațiu biologic al cercetării. Ele sunt foarte bune. Pentru spațiu public, lucrurile trebuie lăsate în sfera intimității și a unui, cum să zic, a unei taine care are, vorbește altfel. Se zice așa, că la Cana Galilei e o nuntă, nu? O nuntă, nu? Maica Domnului invitat acolo. Și Hristos care încă nu începe să facă milă. Și lăsa consuma vinul la nuntă. Și ea știa. Și a zis, trebuie făcut ceva. Și a zis, nu mi-a sosit ceasul meu. Iar a spus Hristos. Deci nu cere asta, a zis Maică-ți. Nu mi-a sosit ceasul meu. Și atunci zice că Maica Domnului n-a zis nimic, dar l-a rugat din ochi. Și după ce l-a rugat din ochi, fiți atenți, alt nivel de comunicare. A spus așa, aduceți vasele și ascultați tot ce vă zice el. Deci l-a și pus la treabă. N-a zis nimic și apa aia, vedrele alea, l-a transformat în vin. Și atunci zice că ce autoritate poate să aibă pe lângă Sfântul Duh. Maica Domnului, este chestie. Nu o să bine, acum dacă mă filmează pe mine și mă dă la BBC, zice este un șaman din răsărit, care le explică la o sectă o problemă. Știți? Deci eu nu de etichetele lor mi-e frică, că lasă-i să alerge, că mai pun de un război acum. Pe mine mă interesează sufletul nostru. Ca în această locație care a dat-o Dumnezeu pe pământ, mă, măcar să trăiesc autentic. Să nu mă vaccineze niște cretini pe mine, să-mi pun etichetă. Că abia am ieșit de la UTC, mă bagă din nou UTC ăștia. O gândire de tip. În partea asta este Constantin, este Paulescu. Și iată o breșă. Iată o diferență. Ființială, ontologică, atitudinală. Cu mari consecințe. Pentru semenul meu. Ăla este omul scormonitor, cum zice Țuțea. Ce expresie, Doamne, i-a dat-o bătrânul. Scol, se vezi la tomberon. Bă, ce are aici?
ați înțeles? Extraordinar! Au un rolacul de serviciu al cunoașterii. Ați înțeles? Și ăsta care spune taina. La ruptura aceasta avem și punți, domnule. Filozoful francez, cine e securitate, n-avem. Filozoful francez Gabriel Marcel, ortodox, creștin, trage o punte, domnule, se zice apusul. Deci e fratele meu creștin de dincolo, nu e cetățean occidental. Mare atenție, o să discutați dezinhibat și liber cu oamenii de dincolo care au percepția asta, care nu merg pe etichetă. Zice Gabriel Marcel, Occidentul are probleme, răsăritul are taine. Problema e de domeniul rațiunii, taina nu mai rezolvi. Taina nu înseamnă confuzie. Taina este altă sferă a cunoașterii. Și mergem pe când rupturi, când poduri și mai mergem la una. În artă, cubismul. Dom'le, cubismul, eu am făcut arte plastice. Niciodată mi-a făcut. Mi s-a părut ceva așa, un viol al naturii, cu nasturile alea, cu tot aici. Deci dumneavoastră vedeți buretele așa. Cubistul a zis, da, dar eu vreau să-i văd și spatele. Dom'le, de ce vrei să-i vezi spatele? Am întrebat Dan Puri la 13 ani. Pentru că vreau să-l văd. Dom'le, eu nu vreau să-l văd. Dacă Dumnezeu mi-a dat asta, fac asta. Nu! Nu-i de ajuns. Și atunci am simțit un fel de lăcomie, de ochi totalitar, ca la Stephen Hawking, zic, gândire totalitară, științifică. O să vedeți ochiul totalitar. Au luat partea asta, a descompus-o și a făcut tablou, nu-i așa, adică este așa, cu nasul, cu gura, profilul, cu urechea, aici este ochiul, mai știu ce, de mai bagă un ochi din partea asta să-l vezi tu, o buză jumate de aici, din partea asta, și urechea la altă. Aici facem mama, un din tablou. Mama. Vine Beriga de gradul 2, criticul, și care zice această deconstrucție subliminală a figurativului îmi induce o reproiectare aperceptivă într-o revoluție antropologică cu dimensiuni nou gnoxologice. Doar aplaudă! Și s-a terminat! M-ați înțeles? Iar chestia aia desenată perfect, zic, au rămas în figurativ. Primitiv, nu mai știu ce. Mi-a zis mie Grigore Vieru, în, vedeți că boala asta cu deconstructivism, m-a ajuns și la flăcăi ăștia mai mici care duc cultura română de râpa. Filozofii noștri de serviciu. Au ei un deconstructivism în creier. Mi-a zis Vieru acolo în Basarabia, Basarabia, simți ciubota încă sovietică pe gâtul lor. Cine nu o simte, nu-i român. Eu n-am nimic cu ruși, dar cu sovieticii, da. Și cu comuniștii de aici. La fel. Și zice Grigore Vierci că Dane, frații noștri de dincolo de Prut, ne acuză că noi am rămas la Eminescu. Iar noi răspundem la Eminescu abia dacă se ajunge. Despre asta este vorba. Ai o operă ca omul ăla? Nu, până atunci mai stai. Am vorbit de acest deconstructivism, care, știți că una din sursele de inspirație, Doyen sau Doyen, a fost un chirurg, nu mai am aminte clar numele Doyen, așa, care a congelat un cadavru. A congelat și până la secțiunea transversală și longitudinală și toți cubiștii au zis, c'est très intéressant, și au făcut secțiune de cadavru congelat. Și atunci această destructurare a omului a dus. Abstracționismul pleacă din zona aceasta ca o civilizație extraordinară și o emancipare față de natură, în care omul privește realitatea și o recompune în funcție de el. El e creator. El este creator și atunci vedem gradul mare de autonomie. Și vedeți toate picturile abstracte, nu mai are rost. Poate și tabla asta întreagă e o pictură, o putem numi peisaj de toamnă cu stâlp emoțional. Doi. Deci oricând, asta e zona în care... Și vedem în zona aceasta, în zona valorii, abstracționismul, cubismul. Și te duci în partea elaltă și vezi o cumplită rămânere în urmă, o defazare fundamentală, un primitivism de care suntem acuzați și astăzi, știți că am rămas puțin în istorie.
Dar rămânând din istorie, n-a mai salvat relațiile